Hello everybody, bine ați venit la Salată Țărănească. Am decis să fac repede o salată care să o acompaniez cu niște fructe de mare cu orecheti. Azi nu am mâncat salată, deci o să profit să mănânc acum roșiile. Totul voi tăia așa la întâmplare. La repezeală, pentru că e deja 7:15 și în curând domnul președinte al Franței, Emmanuel Macron, va face un anunț foarte important, acela de a ne spune dacă ne mai ține închiși sau nu ne mai ține. Trebuie să vă anunț că eu mă bucur atât de mult că suntem închiși, pentru că îmi place că am mult timp la dispoziție să creez, să fac mâncărică. Mai ieșim și colo-colo, puțin mergem și la grădină, că avem dreptul. Mai mergem să facem și niște cumpărături. Așa încet, că acum au provizionat totuși, bineînțeles că și prețurile s-ar dispune. Punem niște geamjambru, ca să-i dea așa un aer de prospețime. Câteodată îl rad, astăzi nu mai rad, îl tai așa. Foarte bun geamjambru. Nu știam în România. Pardon, dar în Franța l-am descoperit și l-am adoptat. Îl punem peste castronul nostru de salată. Avem aici niște ardei. Putem și cu el arunca așa, și mai mare și mai mic. Ia uitați, hai să-l tăiem așa și... Nu vă speriați, nu am dat pe cameră viteză. Și mâna merge repede. În bucătărie trebuie să aveți un cuțit foarte bun ascuțit care să taie, să nu fie nevoie să... Ia uitați. Țelina, și țelina e și excepțională. Foarte, foarte bun. Antioxidant. Am pus capac la paste și s-au dus peste. Antioxidant. Să te mai subțire la așa feliuțele. La început am vrut să îl răzbesc, dar m-am răzgândit. Perfectos, dar și excelentos. Deci am lăsat și mai mari și mai mici. Uite așa. Țelina crudă nu trebuie mâncată în cantități mari, să provoacă gaze la stomac. Dar puțin așa, pentru 4 persoane, e excelentă. Vă reamintesc că suntem în carantină și în postul mare, căci eu sunt ortodox și acest post îmi dă o vitalitate absolută. Nu știu dacă unii știu ce înseamnă. Mie îmi dă o energie absolută faptul că nu mănânc carne. Sunt atâtea multe alte lucruri. Care se pot mânca și care sunt atât de benefice organismului omenesc. Curățenie la locul de muncă. Trebuie să vă spun că mergem înainte, nu trebuie să ne speriem, lumea să sperie, ce ne facem, ce... Păi ce să ne facem, dacă e al treilea război mondial, poți să dai înapoi? Dacă poți să te dai înapoi, faceți acum ceva, respectați ceea ce ne obligă să facem. Ia uite, am zis că mai punem niște măsline, vezi? Salată țărănească, adică să pune poate așa la un loc, punem peste... Punem peste... Perfect.
Perfect, este cu borcanul. Punem peste încastrul totul. Asezonăm. Asezonăm. După care pauză și revenim. Deci o să punem niște săricică după ochi, nici prea mult, nici mai puțin. Totdeauna e bine pus mai puțin ulei de măsline, generos așa, pentru că e sănătos. Perfectos. Și. Amestecăm deocamdată. Oțet nu mai pun, că le-am spălat cu oțet toate legumele. Deci au rămas și s-a impregnat puțin oțet. Ia uitați ce salat așa spontan, țărănească, care se prezintă în fața noastră. Nu-i frumos așa ceva? Ia uitați. Am adus aminte că am niște măsline negre pe aici la grec. O să le punem și pe ele. Destul ulei, destul sare. O să mai pun niște, numai nimica. Poate puțin oțet, totuși. Puțin oțet de mure. Uite așa. Perfectos. Nu ne rămâne decât să amestecăm așa încetişor până termin și celălalt fel de mâncare. Toate aceste legume, eu să zic fructe, nu avem fructe aici. Și mi-am mai adus aminte că într-o salată trebuie să fie ceapă. Și mai bună decât o ceapă eșalat. Tăiat așa în filiuțe subțirele. De fapt vreau să pun mărar să dea așa o stare de prospețime, dar de fapt prospețimea o să vină de la ceapă. Perfect. Ia uitați. Gata. Nici o masă fără pește, nu salat. Ia să vedem. Vedem ce avem aici. Gata, am terminat-o. Așa arată minunată și sănătoasă mea salată. E mai mult ca perfectos. Pe data viitoare,